Salutare, fraților, și bine v-am regăsit la un nou videoclip de reacție. E ceva ce n-am mai făcut noi de mult pe acest canal, dar astăzi am găsit această melodie foarte, 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 foarte atrăgătoare. Conacu și Fonfăitul distrag lui stresul. Bă, nu știu dacă s-au certat sau ceva, dar sigur știți voi care e treaba, așa că o să-mi scrieți în comentarii, vă rog frumos, please. Aș aprecia dacă ați apăsat butonul de like și v-aș ruga să-l apăsați la acest videoclip, fraților, dacă vă plac reacțiile mele și mai vreți reacții de genul în continuare să moară, dacă nu, să înțepenească la intrare. Nu uitați să subscribe plus clopoțel acolo, nu uitați să mă puneți la story cu acest ăsta și cu acest ăsta, da, ați înțeles, să moară băieții mei. Și să-mi dați un tag acolo că vă dau repost pe Instagram. Fraților, fără mai prea multe vorbăreli, vreau să vă arăt aici, bam, că am apreciat cum să face la acest videoclip, am dat aprecierea. Și o să spun în acest videoclip fix părerea mea despre acest videoclip, cum a fost făcut. Nu mă bag în ce se întâmplă între ei doi, că nu mă bag. Eu doar fac reacția la videoclip și la versuri și la astea și comentăm versurile și chestii din astea. Fraților, să nu vă mai țin prea mult, că știu că nu vă plac intro-urile astea așa lungi. Hai să-i dăm drumul direct. Oh my god, l-a pus pe stresul, fiți atenți aici. L-a pus pe stresul, pe hârtia igienică. Nice. Băi, mișto îmi place beat-ul, e foarte rău de tot beat-ul ăsta, deci e făcut de tata Watcher, cum îi zice așa, Conacu, Nelly God, bam, tot. Bun, deci sunt făcut de profesionist acest videoclip, exact ca și acele videoclipuri pe care le face Imogen. Hai să dăm drum mai departe să vedem ce se întâmplă în această melodie de 3 minute. Oh my god, te dai în dalea? Oh, nice, nice. Intră bine. E procesat cum trebuie, deci înseamnă că e un semn bun și melodia o să sune forță. Energie, gie. Sucu fom, fiște că facem gălăgie. Cu versul gie. E gie. Gie să moară, băieți, gie. Eu care creează universul, Conacu-i relaxat, gata să... Bă, dar nu mi-e să cred, de ce? Că știu că ei doi erau prieteni, parcă din ce am văzut eu pe YouTube, că nu prea stau așa să mă uit prea mult la gen... No. La certuri și la d-astea, dar eu n-am văzut nicio ceartă să moară băieții mei. Și nici n-a apărut pe YouTube, trebuia să fie vreo ceartă, nu mă gândesc. Nu știu dacă e vreo ceartă, nu mă bag. Știu ei ce fac aici. Sau Conacu știe ce face. Alunge stresul. Boom, am venit cu flow la nebun. Nu rupem Conacul, e cel mai bun. Am venit acum, ca să-l dau la mine. Nice, mișto asta cu Fonfi, să moară băieții mei. Nu stă frez, dar de-aia tot mă aranjez așa. Și de ce credeți că mă uit în partea aia, acolo am al doilea monitor și mă văd pe mine, gen? Pe OBS, ești nebun. Chemice pe acest Pokemon. Îmi pare rău dacă ce spun cuva te supăr, dar tu ai crescut numai pe spate la YouTube. Mamă, oh my god, pe spate la YouTuberi. What? Say what? Say what? Când? Păr, ai face orice ca să ajungi subiect de trend. Data mea luat făc un gură. Ia uite, Fonfi, adună gunoiul să moară băiatul meu. A, e post de cu stresul. Și bagă în stacul cu stresul, a? Da. Să ajungi subiect de trend. Data mea luat făc un gură. Tu și Imogen. Erau sfârc un gurel și Imogen, oh my god. Te dai băia pe net, faci calculatoare. Dar ce-ar fi dacă am stat să calculăm țepele tale? Eu vă întreb acum, voi ați mai văzut așa ceva pe YouTube? Adică să faci de pe budă. Stai, să prindem aici un cadru. Când Conacu stă pe budă. Hai că prinde noi un cadru pe budă. Am înțeles acum de ce mereu por șapcă. Ai furat-o și pe-a mea, îți place să dai japcă. Șapcă, japcă. Jurai mereu și acum te bagi în seamă. Ești doar oficat, fiindcă am live-uri mai blană. Știe lumea toată că cel mai nebun de fel. Dacă aveai scaun la cap, îți băgam sabia. Da, bă, știu că i-a băgat scaun, în scaun. Să mă arăt, băieții mei, sabia. I-a găurit scaunul. Ok. Știi că nu ți-o dau cu ură. Dar nici nu regret că ți-am scuipat apă în gură. Aoleu, mâncați așa. I-a scuipat apă în gură, nu cred așa ceva. Ia. Dar nici nu regret că ți-am scuipat apă în gură. Dacă vrei gif, ești doar aperitivul. Nu te salvează gheții și nici eu îmbețivul. Ia zi, te așteptai să te bubui eu cu rima. Să râdă toți de tine după iar în Colentina. Și dacă visezi să mă faci. Uite pe Fonfi, mâncați așa. Pe viitor. Când brodată, bărataților. Ai un cont. Păi și unde vine strofa lui Fonfi? Mă așteptam să vină strofa lui Fonfi, să moară băieții mei. Te-n varză, stai și țip la telefon. Ești pe lung pe. Mamă, sună bine. Numesc de om. În jur oamenii de morți. Prin
Aoleo, vrea să intre în Nexus Tresu. Mamă, ce Daniel să moară, băieții mei. Mă gândesc că o să scoată și Tresu acum, o să reacționeze cumva, dacă nu scoate melodie, măcar un videoclip ceva. Că știu că asta se întâmplă cu Abitalin, cu Vele, cu ăștia, cu nebunii. Păi ce faci, măi, stăpine? Te-ai pierdut cu firea și acum nu... Cum, stăpine? Ok. Pare că așa e să mai zice lui Stresul, nu? Stăpine sau ce e să... Așa să mă intuitulează el, stăpânul, stăpine, hă? Ce ați scris și mie cu comentarii, să moară băieții mei, că nu știu. Sunt varză! Când asta ești misogin și înjuri femeile, când noaptea tu te îmbrațe numai cu ideile, ți-am dat o rău de tot să te văd acum ce vibe, o să ai când ne vedem la cea tipă live. Ai scăzut de tot, stai... Mamă, ce să ia de el, să moară băieții mei. Îi dă ca lumea, să moară băieții mei. Rimele sunt făcute bine, melodia e făcută bine, autotune-ul foarte rău de tot. Cona când face videoclip după WC-ul, e bine. Hai să vezi de acum, vine lumea doar să spună că eu sunt mai bun, îți fac promovare și trebuie să mulțumești. Începând de astăzi, lumea știe cine ești. Tot nu mă opresc, mi-a mai venit o rimă, asta doar că mi-ai strâmbat bara de la mașină. I-a strâmbat bara de la mașină. Compensează cu scaunul dacă i-a dat scaunul. Dacă vrei să-mi dai un dis, e greu cu Conacu. N-are conversație Furnica cu Bocancu. Cine e Bocancu? Aolo, mamă, i-a zis, dă, îl strivește. Auzi, îl strivește Conacu, mamă. E teroare, să vedeți acum. Cred că urmează. Dacă nici măcar videoclipul nu bagă să Stresul, e clar. Cu Bocancu, unde e Furnica? Cu Bocancu, cine e Furnica? Cu Bocancu, unde cine e Furnica? Stresule, părataților. Bă! Ai content, varză, stai și țip la telefon. Ești pe lung, pe Counter-Strike și toată. Mamă, ce forță, uite aici. Aici dansează, gen s-a lăsat pe spate sau e întoarsă camera invers, că nu dau seama. Cred că e întoarsă camera invers. Lumea stă omor, nu știu. În jur oamenii de morți prin jocuri, frate, ăsta-i stresul. Ești frustrat și de-aia n-ai cum să ai. Aolo, ăsta șterți cu el la budă. La budă, doamne, la cur. Oh my god. A dat cu el în... Mamă, a dat cu el. Știi că mă joc cu tine, Stresule? Forță, a tras și apa? E bine, e bine, tată. Să moară băiatul meu, chat. A fost destul de s-a cam dat în el să moară băieții mei, a dat în Stresul. Nu știu dacă mai urmează ceva, dar mă gândesc că o să mai urmeze, că gen mă gândesc că asta e ideea. Adică nu vreau să mă bag, dar eu așa zic. Dacă greșesc, corectați-mă. Eu am fost Rusty, fraților. Vă urez o zi plăcută în continuare. Ne vedem diseară pe live sau gen cred că da, diseară, sau dacă nu mâine seara vedem. Eu am fost Rasti, nu uitați de like, v-am pupat, forță rău de tot, mulțumesc pentru atenție, noapte bună, București!